Deci aici vreau să fac... Am înțeles. Știu că am primit o adresă de la școală vis-a-vis de lucrul ăsta. Noi nu avem electrician autorizat. Dacă nu avem electrician autorizat, ar trebui să facem un contract cu o firmă de specialitate care să monteze lucrurile astea, pentru că nu-i de joacă. Acolo, dacă vine un copil și pune mâna pe un fir, cineva-i de vină. Asta e un prim aspect. Un al doilea aspect, trebuie precizat din capul locului, la fel cum primăria are pe secțiunea de dezvoltare anumite capitole pentru prestări servicii, pentru anumite lucruri, la fel are și școala. Dar e mai comod să facem o adresă decât să ne asumăm o achiziție de, de lucrări cu o societate autorizată. Și școala, la fel ca și noi, școala ca donator terțiar de credite, poate să facă un contract. Fără să mai facem adrese, să așteptăm, să punem în seama primarului că nu s-au făcut niște prize. Mi se pare corect și normal ca terțiarul, ordonatorul terțiar de credite să-și asume responsabilitatea contractării unor servicii sau unor lucrări. Deci noi ca și, sau dacă ies să discutăm cu SPGC-ul, nu pot să fac acea lucrare, nu mi-asum acea lucrare cu SPGC-ul neavând electricieni autorizați. Deci, este contract de prestări de servicii pe iluminat, pe mentenanță iluminat public. Atât. Deci, ca să fac un contract acum, aceeași lucru poate să-l facă și școala. Că invocă că nu sunt bani, că funcționează exact ca și primăria cu 1 pe 12 din cotele de an pe an trecut. Ne aflăm într-o sală de clasă de la Berexeu Mare, unde am dorit să facem un nou laborator de informatică pentru elevii școlii gimnaziale Berexeu Mare. După cum vedeți, am adus în această sală 20 de laptopuri, o tablă smart, un videoproiector, o imprimantă cu scanner și toate aceste lucruri, cele 13 laptopuri, tabla smart și imprimanta sunt luate pe proiectul PNRAS, educație performantă pentru elevii din Săcălați. Mi-am dorit foarte mult ca să avem și aici un laborator de informatică performant. Din păcate, cel pe care l-avem amenajat la parter este plin de mucegai și condițiile nu sunt proprii pentru actul instructiv educativ și mi-am dorit să amenajăm un loc nou. Am făcut o solicitare în luna noiembrie către primăria Săcălați, am făcut o revenire asupra acestei solicitări pentru a mi se acorda sprijinul și a se monta 20 de prize în această locație. Din păcate, aici trebuie să fie, fiind o rețea de calculatoare, trebuie o lucrare mai amplă, trebuie să fie o firmă autorizată, prizele trebuie să fie cu împământare, deci este o lucrare mai serioasă. După ce m-am consultat cu Departamentul Contabilitate Administrativ, doamna contabil mi-a spus că noi nu putem face achiziții pentru reparații curente, cum ar fi aceasta, și aceste reparații curente nu se pot plăti din finanțarea de bază. Din acest motiv am cerut sprijinul OATE Săcălați. Da, astăzi domnul primar a spus că așa cum poate domnia sa să încheie un contract, așa poate și școala, pasând practic problema în curtea școlii. Tocmai asta mi-a spus doamna contabil, că noi nu putem să le achităm din finanțarea de bază și atunci, fiind o lucrare mai amplă și foarte serioasă, aici gândiți-vă că este vorba și de siguranța copiilor, este important să fim ajutați și să fim sprijiniți și nu cred că 20 de prize ar fi o problemă. Noi ne-am străduit, deci eu și doamna director adjunct prin proiectul pe care îl derulăm, ne-am străduit să facem rost de aceste fonduri ca să achiziționăm aparatura. Acum, nu cred că e o problemă niște prize și copiii noștri să fie în siguranță. Deci există toată infrastructura, toată logistica și laboratorul de informatică nu poate funcționa doar pentru simplul fapt că nu există prize. Exact.